Aș vrea să fac câteva precizări legate de protocolul dintre PSRO și Partidul Național Liberal făcut în acest weekend. Acest protocol e unul post-electoral și acest protocol se adresează tocmai unor administrații de genul celei din Arad. Îmi doresc din tot sufletul ca atât PSRO, care a anunțat că mă sprijină prin vocea președintelui Mircea Joană, cât și Partidul Național Liberal din Arad să vină alături de mine, pentru că trebuie să scăpăm, așa cum spuneau și liderii naționali a Partidului Național Liberal, de astfel de administrații precum cea din Arad.